Cineva era întrebat odată, tu ce crezi? Și el a spus, eu cred ce crede biserica mea. Și biserica ta ce crede? Biserica mea crede ce cred și eu. Și tu și biserica ta, voi ce credeți? Noi credem ce credem amândoi. E, dragii mei, așa se întâmplă foarte mult, de foarte multe ori, cu privire la ceea ce noi cunoaștem, știm despre Dumnezeu. Ne rezemăm pe anumite învățături care le-am primit, le-am auzit, le-am văzut încoace încolo, cu toate că nu avem poate o adâncime mai mare, rămânem ancorați în aceste lucruri care noi le-am știut și le-am auzit. Așa s-a spus, așa rămâne. Și în baza acestor lucruri mergem mai departe să trăim viața noastră de credință. Ca mai apoi, în momentele unor confruntări mai profunde, să avem niște dificultăți care apar destul de profund în viața noastră. Vă dau un exemplu, dacă ar fi să fiți întrebați de cineva vreodată, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ce i-ați răspunde? Probabil că după tiparul nostru denominațional am venit cu o serie întreagă de lucruri care noi credem că sunt esențiale pentru mântuire. De bună oară, ca să fii mântuit, trebuie să porți sacou când vii la biserică, că la noi la biserică așa se poartă și numai aia care au sacou la biserică sunt mântuiți. O, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să cânti și cu acordeonul, când se cânte cu acordeonul în biserică. Dacă vrei să fii mântuit, și avem o listă întreagă de lucruri care pentru noi sunt încadrate în ceea ce înseamnă pachetul mântuirii. Și aceste lucruri denominaționale, culturale, personale care ne aparțin nouă, au ajuns în timp să creeze pachetul în mintea noastră de mântuire. În baza acestor lucruri vedem mântuirea și în baza acestor lucruri noi evaluăm pe cei din jurul nostru dacă sunt sau nu sunt mântuiți. Ăștia sunt mântuiți, dați de mâna întâia. Ăștia sunt mântuiți second hand, că nu sunt chiar ca noi. Ăștia nu cred că sunt mântuiți deloc. Și noi așa ne clasăm între noi, bazat pe ceea ce observăm, pe ce vedem, în tiparul care noi l-am înmagazinat în timp și în înțelegerea care noi avem. Desigur, Sfânta Scriptură vorbește extrem de clar și de simplu vis-a-vis de lucrarea mântuirii. În același timp, lucrarea mântuirii este o lucrare extrem de complexă și foarte profundă, aproape imposibil de înțeles din prisma noastră, întrucât face parte din lucrarea tainică a lui Dumnezeu. Ceea ce ni se descoperă nouă este destul de ușor de înțeles, pentru că Dumnezeu ne-a făcut-o accesibilă nouă pentru mântuire. Și sună paradoxal să spui și de simplu și de complex în același timp. Dar aș vrea în această seară să vorbim, dragii mei, despre simplitatea profunzimii Evangheliei. Aceste două cuvinte sunt antonime, nu fac sens să le pui împreună, pentru că simplitate și profunzime sunt două lucruri complet diferite, complet opuse. Și totuși în Evanghelie, care conține o profunzime enormă în lucrarea mântuitoare, există o simplitate minunată care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi, în baza cărora noi putem să fim mântuiți. Lăudați să-i fie numele. Ei, se pune o întrebare atunci, cum ar trebui să înțelegem noi Evanghelia aceasta, ce înseamnă Evanghelia aceasta, care e mecanismul Evangheliei acesteia, cum se manifestă, care sunt dovezile, sunt întrebări pertinente. Și toate acestea se vor întoarce la centrul care stă în mijlocul Evangheliei, care este Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel, după ce dă mai multe sfaturi în cartea 1 Corinteni, cum până acum am observat, începând cu versetul 7, începe să răspundă la mai multe întrebări care biserica din Corint le-a avut printr-o delegație care a fost trimisă la Apostolul Pavel cu o scrisoare din partea lor. Apostolul Pavel acum are trimis o scrisoare înapoi cu mai multe răspunsuri. Începând din capitolul 7 le spune, cu privire la lucrurile pe care mi le-a scris. Erau întrebări care le aveau vis-a-vis de viața de biserică, precum și noi avem. Frate Pavele, e chiar nevoie și de acordeon și de sacou și de... Și aici pune multe alte lucruri la noi la punct. Ei, e nevoie de aceste lucruri? Sau cum se manifestă aceste lucruri? Sau în biserică, cum ar trebui tratate aceste lucruri? Cum ar trebui manifestarea noastră în adunare? Și aceste întrebări ajung la Apostolul Pavel. Și Apostolul Pavel începe să le creioneze câteva răspunsuri care le-am desprins deja din cartea 1 Corinteni. Mai rămâne acum un capitol profund vis-a-vis de ceea ce se numește învierea din morți. Și aici Apostolul Pavel va răspunde acestei provocări și acestei mentalități greșite din vremea grecească din care ei trăiau. În lumea antică greacă era o mentalitate că omul odată mort moare, el nu mai reînvie, nu mai revine la viață. Ba încă mentalitatea epicurienilor era că de fapt viața umană este încătușată în trupul acesta. Odată ce omul moare, este, dacă vreți, eliberat din închisoarea aceasta și nu mai are de-a face cu durerile trupului și cu orice ar fi. Trupul nu mai învie, trupul de altfel este rău, trupul nu este bun, materia este rea, doar spiritul din om este benefic.
benefic și folositor. Aceasta era mentalitatea din vremea aceea. Tocmai de aceea, când Apostolul Pavel predică în Atena, în Fapte, în capitolul 17, ajunge cu predica la un punct culminant și el spune că Dumnezeu a dat o dovadă de netăgăduit tuturor despre Hristos prin faptul că l-a înviat din morți. În momentul când au auzit din vierea din morți, l-a oprit pe loc. Până aici am ascultat de un Dumnezeu creator, de forța creatoare, de universul care este, spații, limite, timpul, vremi, că suntem din neam de Dumnezeu. Până aici toate le-am ascultat, care a fost o jertfă pentru noi, că s-a plătit cu sânge, foarte bine. Dar când a ajuns la punctul învierea din morți, acolo s-a tras linia. Și i s-a spus, asupra acestui lucru nu vrem să te mai ascultăm. De aici nu mai ai de-a face cu noi. Unii au început să-și bată joc de el, să râdă de el. Pentru că acest capitol este extrem de controversat. Noi avem această mentalitate că oricum avem doar o viață. Doar o viață trăiești. Bucură-te în viața aceasta, că numai una ai. După viața aceasta, ce-o fi, nimeni nu știe. Poate Dumnezeu știe, zic unii, dar nimeni nu știe ce-i după viața aceasta. Și această mentalitate care se instalează în mintea omului, creează permisivitatea pentru ca în viața umană, omul să facă ce vrea, fără ca să mai aibă de-a face cu socoteala care vine după aceea. De aceea spune apostolul care scria cartea Evrei, după cum oamenilor le este dat să moară, o singură dată, o singură viață ai, dar după aceea vine ceva, dragii mei. Și apostolul spune, vine judecata. Noi suntem chemați să trăim în baza acestei credințe a unei învieri din morți care va să vie, care și noi o vom experimenta în urma trecerii noastre din viață, în momentul glorificării, când Dumnezeu își va chema biserica acasă. Pentru ziua aceea și nădejdea aceea, noi ne sfințim prin jertfa Domnului Hristos, ne aliniem cu viața Lui și trăim pentru El. Aceasta era lupta care Pavel duce să-i lămurească pe cei din Corint în capitolul 5. Tematica întregului capitol are de-a face cu învierea din morți. Ei contestau faptul că se vor învia cu adevărat morții. Și după cum în societate se vorbește că nu mai învie morții, similar și în biserică, această influență apăruse în Corint. Apostolul Pavel trebuie să corecteze această învățătură greșită. Și ca să înceapă explicația lui, va da un argument de bază forte, anume Iisus Hristos a înviat din morți. Noi în fiecare an la Paște spunem Hristos a înviat, dar dragii mei, noi ar trebui să trăim ca și cum Hristos al nostru este viu în veci de veci. Hristosul înviat nu mai moare, El este viu, mărit să fie numele. Și în baza acestui Hristos viu, noi de fapt avem toată mântuirea. Și aici Apostolul Pavel duce înapoi, hai să vorbim un pic despre învierea din morți. Și învierea din morți are de-a face în primul rând cu Iisus Hristos cel înviat. După care va merge mai departe să deschidă mai mult orizontul, arătându-le de fapt ce înseamnă această înviere a lui Hristos și pentru noi în baza unei învieri care ne va sta în față. În această seară vom vorbi, dragii mei, despre simplitatea profunzimii Evangheliei. Pentru că, de fapt, moartea și învierea Domnului Hristos ar de-a face cu Evanghelia noastră. Ca să putem înțelege acum, la început, aș vrea să fac o remarcă importantă. Evanghelia, dragii mei, nu este Biblia aceasta. Noi spunem că Biblia este Evanghelia. Evanghelia, propriu-zis, se numește Vestea Bună. În Biblie găsim Evanghelia, găsim Vestea Bună. Și de la Geneza până la Apocalipsa găsim nuanțele Evangheliei prezentate pentru noi. Pe câmpia Betleemului, când niște păstori stau noaptea împreună cu turmele lor, au apărut niște îngeri și le-au spus, nu vă temeți că își va aducem o veste bună. De fapt, acolo în original spune, vă aducem o Evanghelie. Pentru că Evanghelia înseamnă, propriu zis, o veste bună. Și care este vestea aceasta bună? Tocmai aceasta vrea Apostolul Pavel să explice oamenilor din Corint. Tematica abordată este învierea din morți, baza de la care pornim este învierea Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, credința dată sfinților odată și pentru totdeauna este credința în învierea din morți.
Este credința, de fapt, pe care s-a fundamentat părintele credinței Avram. Ne spune în Romani, capitolul 4, că Avram acesta a crezut că Dumnezeu înviază morții. În baza acelei credințe, a avut curajul să se ducă fiind în stare să jertfească chiar și copilul său. Mai apoi ne spune că știa că Dumnezeu și din morți îl poate da înapoi. Avram a crezut că există un Dumnezeu care este viu și un Dumnezeu care înviază morții. Și aceasta este credința numită dată sfinților, o dată și pentru totdeauna. De la Avram încoace, această credință rămâne în picioare și este și credința noastră, dragii mei. Pentru că dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat din morți. Și dacă Hristos a înviat din morți, înseamnă că și morți înviază. Și această realitate are un profund impact pentru ceea ce înseamnă viața noastră de credință. De aceea Apostolul Pavel dedică un capitol întreg, un pasaj întreg, să explice această lucrare profundă a învierii din morți cu argumente temeinice prin care să rămânem ancorați în această înțelegere. Într-o zi vom învia din morți și vom fi ca El, vom vedea față în față, vom fi împreună cu El. Așteptăm ziua aceea, fie că se va face momentul răpirii bisericii sau dacă vom pleca noi mai devreme, așteptăm momentul învierii. Pentru acel moment spunem, Doamne, vino cât mai curând. Este nădejdea bisericii, dragii mei. Și de aceea se numește credința dată sfinților, dată și pentru totdeauna. Asta e credința adevărată. Nu-i nici credința penticostală, ortodoxă, catolică, adventistă și care vezi noastră. Noi ne segmentăm în diferite denominații după felul în care respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Credința autentică este aceea dată sfinților, dată și pentru totdeauna, care se dovedește prin faptul că noi avem credința că morții vor învia. Și aceasta ne duce la o viață de curățire în fața Domnului Iisus Hristos. Ei bine, simplitatea profunzimii Evangheliei. Care este mecanismul salvific al Evangheliei? Prin ce de fapt se materializează mântuirea în viața unuia care ascultă Evanghelia? Observați primele două versete. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Observați câteva elemente în acest pasaj sau subpasaj. Fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. În primul rând, dragii mei, această Evanghelie este propovăduită sau evangelizată, este împărtășită. Ca să ajungem la capitolul mântuire, ea trebuie să fie auzită. În Romani, în capitolul 10, ni se spune, cum vor auzi dacă nu este un propovăduitor? Cine va merge să propovăduiască dacă nu este trimis? Toate acestea lucrează împreună. De aceea spuneam de mai multe ori și mă repet în această seară, pentru mine nu mi se pare o întrebare grea. Ce va face Dumnezeu cu cei care n-au auzit Evanghelia? Cum îi va mântui pe cei care niciodată n-au auzit o predică? Pentru mine întrebarea nu-i grea. Sigur, nu că am eu răspunsul, că Dumnezeu care e suveran știe cum îi va mântui pe toți, că are mecanisme să mântuie. Toate sunt Hristos și El are metode prin care să aducă Evanghelia oamenilor. Nu uitați, era un om cu cerni, Corneliu, care se ruga într-o zi și pentru că omul acesta era înfometat după Dumnezeu, Dumnezeu îi trimite un înger, se spune că va veni un om să-i vestească, trimite și la Petru în științare și îl trimite pe Petru să-i predice Evanghelia. Dumnezeu are metode, dragii mei, că e mare Dumnezeu. Pentru mine, întrebarea care cel mai mult mă înfrică și mă frapează este cum va judeca Dumnezeu creștinii care au stat pe banca bisericii 20, 30, 40, 60 de ani și niciodată n-au zis ceva despre Iisus Hristos. Asta e întrebare care mă frapează. Se face evangelizare, eu nu mă duc. Se merge afară în oraș, eu n-am timp. Se face, se împart pamflete despre Dumnezeu, eu nu mă fac de rușine. Și noi totdeauna găsim motive pentru care să ne scuzăm. Pe mine asta mă sperie. Nu cum va mântui Dumnezeu, că mântuirea Domnului, mărit să-i fie numele. Eu sunt chemat
să împărtășesc Evanghelia. Și Pavel spune, această Evanghelie care aduce mântuirea și care dă mântuirea a fost propovăduită. Eu v-am propovăduit-o. În mecanismul de salvare a Evangheliei, dragii mei, trebuie să apară acest element al propovăduirii. De aceea noi suntem chemați să ducem mesajul Evangheliei mai departe. Cum vă spuneam de mai multe ori, nu ne cheamă Dumnezeu să fim teologi. Unii dintre noi au o chemare mai aparte să ajungem și acolo. Dar pentru cei mai mulți, Dumnezeu ne cheamă să fim martori ai învierii Domnului Iisus Hristos. Hristos este viu, mărit să-i fie numele, și eu sunt un martor ai învierii sale. Eu l-am văzut pe Hristos în casa mea, în viața mea, în biserica în care sunt, am experiențe palpabile cu Iisus Hristos. Această mărturie vreau să o dau și altora. Evanghelia aceasta trebuie propovăduită. Doamne, ajută la aceasta! Dumnezeu să ne dea curaj, putere și dorință să împărtășim Evanghelia cu oamenii. Primul element este propovăduirea. Apoi spune Pavel, v-am propovăduit-o pe care ați primit-o. Este important ca să fie propovăduită, să fie predicată, să fie explicată, să fie dată altora. Dar în același timp este nevoie ca ea să fie și primită. Propovăduirea noastră trebuie să fie ascultată și primită de oameni. Cuvântul primit aici înseamnă a lua ceva cu agresivitate sau, într-o expresie mai românească, a smulge ceva. E ca și când odată ce ai auzit Evanghelia, te prinzi cu ea de amândouă mâinile și vrei să o iei din mâna celui care oare. A mea vreau să fie. O iei cu interes personal. Asta înseamnă că la mesajul Evangheliei eu sunt chemat să răspund pozitiv. Eu sunt chemat nu să spun da, îmi place și mie cum sună. Sunt chemat să fac din această Evanghelie scopul vieții mele. Mă dedic întru totul, mă arunc în brațele Domnului și vreau să mi-o personifichez mine. A mea vreau să fie. Asta înseamnă să primești Evanghelia. În pachetul mântuirii, ca să ajungi la mântuire, îi nevoie să auzi Evanghelia, îi nevoie să primești Evanghelia, să pătrundă în viața ta. Apoi Pavel ne spune, este important ca să rămânem în Evanghelie, pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas. Am prins-o cu amândouă mâinile și am smuls-o, dacă vreți. A mea vreau să fie personal, vreau să-mi aparțină mie. Dar acum e important să și rămânem în această Evanghelie. Asta înseamnă stabilitate, echilibru, a fi neclintit. Asta să rămâi ancorat în ceea ce ți s-a spus. Și Apostolul Pavel ne spune, nu doar că ați primit-o și vreți să fie a voastră, voi trebuie să rămâneți în ea. Nu-i ceva care îți place pentru un sezon, o perioadă din viață după care nu mai ai nevoie. Trebuie să rămâi ancorat, stabil în această Evanghelie. Doamne, ajută la aceasta, dragii mei! Ca mai apoi să ne spună, și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Asta mie îmi spune că această Evanghelie este nealterată. Ea nu poate suferi schimbări. De fapt, cuvântul original care spune că așa o țineți, este cuvântul pe care înseamnă a lega sau a aresta, a ține în posesie. Aici unde te-am pus, aici vei rămâne. Asta înseamnă să rămâi ancorat, să o ții așa cum ai primis-o. Eu nu mă schimb, nu alterez mesajul, nu scot de acolo și nu adaug acolo. Ce mi s-a spus, ce am primit, în ce rămân, eu țin nealterat și rămâne pentru mine Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Aceasta aduce mântuirea. Apostolul Pavel ne spunea în Roman, capitolul 1, cu versetul 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, căci ea este, nu că în ea este, ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care cred. Evanghelia aduce mântuirea și Pavel spune, prin care voi sunteți mântuiți. În momentul în care această Evanghelie a fost auzită, a fost primită, a fost înmagazinată, rămânem în ea și nu o alterăm, noi suntem mântuiți, mărit să fie numele Domnului. Alminteri, dacă schimbăm ceva din aceste elemente, Biblia spune, degeaba ați crezut. Nu ne putem juca cu Evanghelia, dragii mei. La capitolul alterare, vă citesc doar un singur verset, Epistola din Galateni, capitolul 1 cu versetul 8. Dacă chiar noi înșine sau un înger din cer ar veni să o propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Și ce înseamnă anatema, dragii mei?
adică blestemat la iad. Asta înseamnă anatema. Dacă cineva vine cu o altă evanghelie, dacă a schimbat conținutul ei, dacă a adăugat în evanghelie alte elemente, dacă vrea să o schimbe felul în care este percepută, aceea persoană, ori dacă am fi noi, spune Pavel, dacă noi ne-am ieșit din minți și am schimbat noi evanghelia, dacă un înger ar apărea să ne spună altceva, să știți că asta e anatema, blestemat la iad. Evanghelia nu poate fi schimbată, ea rămâne în picioare, măriți să fie în numele Domnului. Atunci se pune o întrebare. Ce este Evanghelia? Bun, am înțeles că ea trebuie să fie predicată, primită, rămânem, nu alterăm, trebuie să rămână cum este. Dar ce este propriu-zis Evanghelia? Și aici mă reîntorc la întrebarea mai devreme. Dacă cineva v-ar întreba ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, ce i-ați răspunde? Și vreau să vă spun că cei mai mulți îmi aveau o dificultate în a răspunde, pentru că noi știm mântuirea din prismă denominațională, așa cum e la noi în biserică. Și dacă nu e exact ca la noi, atunci nu poți fi mântuit. Dragii mei, vreau să vă spun că Evanghelia aceasta este universală. Nu este o Evanghelie românească, o Evanghelie americană, o Evanghelie africană. Există o singură Evanghelie a lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Ea transcede orice cultură, orice graniță, orice țară și este tot cuprinzătoare pentru oricine crede. Dar care este conținutul acestei Evanghelii? Observați versetul 13, versetul 4. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Dragii mei, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, dacă vreți, în câteva cuvinte, exact aceasta este. Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat în urma morții sale și a înviat pentru că Dumnezeu ne-a considerat neprihăniți, măriți să fie numele Domnului. Asta e Evanghelia, atât. Nimic mai mult și nimic mai puțin. Bun, dar atunci acum rămâne cu conduita creștină, cu postul, cu rugăciunea, citirea Bibliei, cântări cu acordeonul, cum rămâne cu toate astea? Dragii mei, Evanghelia, asta este. Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a înviat și se la dreapta măririi. Măriți să fie numele Domnului. Asta e Evanghelia. Ce zice de fapt Evanghelia? Care e conținutul ei propriu zis, dragii mei? Vreau să vă spun că cele două elemente, moartea și învierea, sunt inseparabile. Și dacă le separăm, avem o mare eroare doctrinară. Observați că după Scripturi, Hristos a murit pentru păcatele noastre, anume, noi în urma creației făcute de Dumnezeu am căzut în păcat și în Adam toți murim. Natura păcătoasă a fost transmisă genetic prin fiecare descendent până în ziua de azi la noi. Toți ne-am născut în această natură păcătoasă. Dar Dumnezeu în Vechiul Testament, în mai multe rânduri, a prorocit explicit că va duce mântuire pentru neamul omenesc. Că toți care vor crede vor fi mântuiți. Și aceasta o găsim încă din Vechiul Testament. Nu legea aducea mântuirea. Legea arăta caracterul lui Dumnezeu, care era imposibil să fie atins de omul care este în păcat. Nimeni nu poate împlini legea lui Dumnezeu, pentru că cine încalcă o singură poruncă, se face vinovat de toată legea. Adică dacă un singur lucru a greșit, ești vinovat de absolut tot. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Nu-i că tu arăți mai frumușel și Domnul așa trece cu vederea. Noi suntem morți în păcatele noastre și noi avem nevoie de un mântuitor. Ei, dragii mei, până nu realizezi starea în care te afli, nu poți veni la mântuire. De aceea propovăduirea începe cu acest aspect. Noi suntem păcătoși. Lasă-mă în pace! Omule, ești păcătos, mergi la iad, mori. Lasă-mă în pace. Până într-o zi când Duhul Sfânt ia acel cuvânt, îl înscrie în inima omului și omul strigă ca Pavel: o, nenorocitul de mine! Cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Mă face să caut un mântuitor. Evanghelia începe cu acest aspect. Noi suntem morți în păcatele noastre. Câtă vreme veți crede că sunteți oameni buni, nu veți ajunge la mântuire. Au mai fost oameni buni în Biblie. Știți cum i-au chemat? Farisei. Așa de buni erau. Toate rânduielile le-au ținut. Spălăturile, zilele speciale, rânduiele, ritualurile, vasele spălate, toate le-au respectat, dragii mei. Toate astea le-au ținut cu mare atenție. Și cu toate acestea nu erau mântuiți. Dragii mei,
Evanghelia, ca să ajungă să-și aibă efect în viața ta și a mea, începe cu acest aspect de realitate. Eu sunt un om păcătos. Și când Duhul Sfânt te conștientizează, realizezi cât de păcătos cu adevărat ești. Observați că cine face păcat este în întuneric, zice Biblia. Și Dumnezeu este lumină. Acum, în moment ce te apropii de lumină tot mai mult, lumina scoate la iveală toate murdăriile de pe haina ta. Cu cât mai aproape vii de Dumnezeu, cu atât mai mult îți dai seama că ești păcătos. Și cu cât mai mult te sfințești, cu atât mai mult îți dai seama că mai ai nevoie de sfințire. Ciudat. Pe cât mai curat devii, cu atât vezi că încă mai ai nevoie de curăție. Știți ce, dragii mei? Pentru că dacă eu am o pată mare pe haină și vin la o lumină, primul lucru care mie îmi stă în ochi e pata aceea. După ce am curățat pata aceea, mai observ că mai am și aici o pată, mai crea mai mică. Și asta mare fiind, nu mă lăsă vă pe aia mică. O curăț și pe asta. Mai am aici o zbârcitură, e șifonată cămașa. Mai... Și tot observ alte lucruri. Cu cât mai mult te apropii de Dumnezeu, cu atât mai mult realizezi cât de neajuns ești tu și cât de mare e Dumnezeu. Evanghelia începe cu faptul că eu, cu tine, suntem păcătoși, dragii mei. Și până nu credem acest adevăr, această realitate, noi nu putem fi mântuiți. Pentru că al minteri, de ce a mai murit Hristos? Că eram noi dragi? Că eram noi așa mai slăbuți? Hristos a murit pentru păcatele noastre, măriți fie numele. La Calvar, Iisus Hristos a plătit de drept pentru fiecare păcat comis de fiecare om. În Hristos s-a efectuat pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea pe cruce, Hristos nu suferea o moarte omenească. Hristos a luat asupra sa pedeapsa lui Dumnezeu de drept ca noi să avem viața. Măriți să fie numele Domnului. Până nu înțelegi aceasta, n-ai să ai bucuria mântuirii. Ne uităm la creștini care stau pe banca bisericii de 60 de ani și vezi că-s morocănoși, că-s triși, că-s supărați, că n-au bucurie, pleacă acasă mai supărați decât au venit. De ce, dragul meu, unde-i bucuria mântuirii? David spune, Doamne, nu lua de la mine bucuria mântuirii tale. Când această realitate profundă te izbește, îți dai seama, vai de mine că mă duc în iad, dar mărit să fie Domnul că m-am undit prin Iisus Hristos. Aceasta te îngenunchează, aceasta te transformă. Hristos a murit pentru noi, lăudați să fie numele. Dragii mei, cu asta începe Evanghelia. Noi suntem păcătoși, dar Hristos a murit pentru noi. Mai mult ne spune Apostolul că a fost îngropat, nu doar că a murit, el a și fost îngropat. Și îngroparea lui a avut un aspect foarte important, pentru că dacă nu era mort, nu-l îngropai. De exemplu, musulmanii cred că Iisus Hristos este viu și acum. El este undeva la dreapta Dumnezeului, zic ei. Pentru că Iisus Hristos, care a trăit pe pământ, scrie în Coranul lor, a făcut minuni, a făcut minuni mai mari ca și Mohamed, dar în momentul când a vrut să-L crucifice oamenii, Dumnezeu din cer i-a orbit. L-au crucificat pe Barnaba, crezând că e Hristos, și pe Hristos Dumnezeu l-a răpit la cer. Și El acum e la cer, adică e viu. Dar nu-L poate mântui pe nimeni, că n-a murit pentru ei. Ei, dragii mei, Hristosul nostru a murit și a fost îngropat. Ca dovada faptului că era mort, a fost îngropat. Gândiți-vă de-a lungul istoriei câte teorii au fost. Hristos n-a murit. El nu m-a leșinat pe cruce. L-au dat jos și acolo și-au revenit. Dragii mei, Biblia spune că l-au îngropat. Ucenicii nu credeau că e viu, au plecat speriați acasă. Romanii au stat de gardă să nu-i fure trupul. Și femeile a treia zi au venit cu mirodenii ca să-i ungă trupul că era mort. Ei au știut că Iisus Hristos era mort, dragii mei. Și acest Iisus Hristos a murit de drept pentru noi. Că dacă Hristos n-ar fi murit, mântuirea nu se putea efectua, dragii mei. Prin sângele vărsat, noi am fost spălați înaintea Tatălui. Lăudați să fie numele Domnului. Căci prin lege, orice se curăță prin sânge și fără de vărsare de sânge, nu este iertare. Hristosul trebuia să moară. Și după Scripturi, Hristos a plătit pentru noi cu viața sa. Lăudat să fie Domnul! Dar minunea deosebită este că a treia zi, Iisus Hristos a înviat din morți, dragii mei. Hristosul nu ar că a murit și a rămas în mormânt. Și noi mergem acum la mormântul lui și plângem. A murit Hristos pentru noi să ne spele. Laudă Domnului! Hristosul a înviat din morți. Lăudat să fie numele Domnului! Știți de ce a înviat Hristos din morți, dragii mei?
De ce l-a înviat Dumnezeu din morți? După Scriptură, când Scriptura a prorocit că va învia, iată că unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Daniel, capitolul 9. Unsul, ia Hristos, avea să fie omorât și n-avea să pățească nimic. Acum adică să-l omori și să n-aibă nimica? Că unul mort e mort. Hristosul a înviat din morți. De ce a înviat Hristos din morți? Dumnezeu l-a înviat din morți pentru că noi am fost socotiți neprihăniți, dragii mei. Adică jertfa lui a avut efect. Dacă în el se găsea păcat, vă întreb, mai învia Hristos din morți? Plata păcatului este moartea. Și dacă Hristos a murit pentru păcatele noastre, el care n-avea păcat, vă întreb, l-ar fi putut ține moartea pe unul nepăcătos? Nu. De aceea moartea și legăturile morții n-au putut să-l țină. El a înviat din morți călcând peste moarte, că n-a fost păcat în el. Dumnezeu a primit jertfa și în momentul învierii sale a declarat că noi prin el suntem considerați neprihăniți, lăudat să fie numele Domnului. Asta e Evanghelia, dragii mei. Dacă crezi acest adevăr, vei fi mântuit. N-am zis nimic denominațional. Ce culoare de cămașă să porți, ce papuci să vii la biserică, câte sarmale să mănânci duminica, n-are nimic de face cu așa ceva. Asta e Evanghelia. Dacă crezi aceasta, ești mântuit. Tot ceea ce urmează, urmează în baza faptului că și noi vom învia din morți. Și de aceea Pavel va continua să ne explice faptul că noi avem această viață de curăție, ne sfințim în baza jertfei sale, întrucât dacă el nu mai moare, nici noi nu vom muri și viața care ne stă în față este o nădejde vie, o curăție care va fi ca a lui. Ei, dragii mei, Evanghelia, în schimb, asta este. Nimeni n-a spus Evanghelia lui este Hristos, mort pentru noi, înviat pentru noi, plus o serie întreagă de ritualuri. Asta este Evanghelia. Dacă crezi acest lucru, natural va fi că vrei să faci un legământ cu El, te vei boteza în apă ca dovada acestei credințe. Dacă crezi acest lucru, viața ta va deveni îndrăgostită de Hristos, vei căuta părtășia, rugăciunea, casa Domnului, postul, întrucât îl iubești pe El, pentru că ai crezut acest adevăr. Aceasta este Evanghelia mântuitoare, lăudat să fie Domnul. Când cineva te întreabă care e vestea bună, pe ce veste bună e asta, măi? Toată viața te chinui să faci rânduiel, ritual, mătăni și în speranța că într-o zi Dumnezeu te va mântui după balanța aia de păcate bune și cele fapte rele. Ei, dragii mei, vreau să vă întreb, de unde am scos de așa ceva? Asta e Evanghelia. Hristos a murit pentru noi, a fost îngropat pentru noi, a înviat pentru noi, pentru că Dumnezeu vroia să ne mântuie. Lăudați să-i fie numele. Să învățăm ce înseamnă Evanghelia. Când cineva va întreba despre Dumnezeu, să fim în stare să explicăm acest adevăr fundamental. Hristos a înviat din morți. Nu-i numai o lozincă la Paște. Hristos a înviat, dragii mei, îi viu în veci de veci, mărit să fie numele. Apostolul Pavel spune, e adevărat, ăsta e conținutul Evangheliei. Dar este și o dovadă a Evangheliei. Evanghelia este, de fapt, ancorată în învierea lui Hristos. Moartea, îngroparea și învierea care culminează este dovada aceasta lucrării minunate. Dar există o dovadă profundă acum în ceea ce înseamnă învierea sa. Versetul 5. Și s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unii stârpituri, mi s-a arătat și mie. Dragii mei, Hristos a înviat din morți, e viu în veci de veci. De unde știm asta? Ce dovadă avem noi că Hristos a înviat din morți? Dacă ar fi înviat din morți și dispărea în cer, în spații celest, cine ar fi știut unde e Hristos? Dar Hristos îl înviat s-a arătat nu lumii, ci celor care au crezut în El. Și li s-a dovedit viu prin multe dovezi, arătându-le că El este Hristosul. S-a arătat lui Chifa, zice Apostolul Pavel. Desigur, el aici omite faptul că primele care l-au văzut pe Hristos în înviat au fost femeile. De ce? Pentru că în cultura în care erau atunci, mărturia unei femei era inadmisibilă la judecătorie. Femeia nu avea cuvânt în societate. De aceea nu uitați, dacă avem percepția că în biserica creștină femeia este subjugată, e bătută, e numai supunere, numai fustă și batic și nu-i voi haine indecente, și numai avem scârbă de așa ceva, nu uitați!
Nici unde nu veți găsi femeia pusă la loc de cinste ca în biserica creștină. Hristos, când a înviat, primul rând s-a arătat unei femei, dragii mei. A spus Mariei: du-te și spune fraților mei că vin înaintea voastră. Pe cruce, când murea, a spus lui Ioan: iată mama ta. S-a îngrijit de mama lui, dragii mei. Hristos a știut să dea valoare, lăudat să fie numele. Să nu uităm lucrul acesta. Ei, apoi ne spune că s-a dat lui Chifa, apoi celor 12 este dimineața învierii, apoi în a doua săptămână era și Toma prezent cu ei împreună. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Și aici vine un alt argument. Mă, dacă o fi halucinat Chifa cu ăștia toți împreună, poate din durerea aia profundă o a avut schizofrenie și o crezut că e Hristos cel înviat. Hai să spunem. Dar spune Pavel că s-a arătat la 500 de frați deodată. Nu pe rând, deodată erau toți împreună. Băi, Gheorghe, tu vezi? Eu văd, dar tu vezi, dar și-o văd. Păi ăsta chiar e Hristos. Mă, nu se poate. Seamănă cu el. Nu el, mă. Are găuri în mâini și în picioare. Ăsta e Hristos, cu adevărat. 500 l-au văzut deodată și Pavel spune, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Iar unii au adormit. Se estimează că pe când Pavel scrie în 1 Corinteni, undeva la 350 din acei frați încă erau în viață. Oameni care puteau mărturisi că l-au văzut pe Hristos cel înviat din morți. Dar mergem mai departe, dragii mei, că poate apostolii ar fi vrut să învie, măcar că n-au crezut, dar să zicem că ar fi vrut. Ăia 500 au băut suc prea mult și nu știu, au văzut și ei o halucinație. Dar ascultați-mă bine, în urmă s-a arătat lui Iacov și Iacov e fratele de trup al lui Iisus Hristos. Vreau să vă întreb, frații lui Hristos au crezut în el cât a fost el pe pământ? Nu. Dacă ești cu adevărat cine crezi că ești, arată-te lumii, că nimeni nu face asta în ascuns. Observați că ei nu credeau în el. Mama lui și frații lui au venit să-l ia, că au crezut că și-a ieșit din minți. Ei n-au crezut. Și când Hristos îl înviață, arăta fratelui său Iacov, așa l-a schimbat, încât Iacov a devenit primul dintre stâlpii bisericii, mai târziu, dacă vreți, păstorul bisericii de la Ierusalim. Și apoi, tuturor apostolilor, și Pavel spune, și dintre ei toți, ca unui avorton, ca unui stârpitor, adică un copil care s-a născut deformat și a murit la naștere, ca o stârpitură lepădătură, s-a arătat și mie. Eu sunt cel mai neînsemnat, spune Pavel, dar Hristos mi s-a arătat și mie. Eu l-am văzut pe Iisus Hristos. Ei, dragii mei, acestea sunt dovezi incontestabile că Iisus Hristos a înviat din morți. Și acum, care este impactul Evangheliei? Că dacă n-ar fi un impact, această mărturie e frumoasă, dar înseamnă că este lipsită de valoare. Observați impactul Evangheliei, versetul 9 și 10. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Acum ascultați-mă bine, dragii mei. Apostolul Pavel spune că a fost prigonitorul bisericii. Citiți Fapte, capitolul 8, capitolul 9. Vedeți cum a prigonit Pavel biserica. Citiți capitolul 7. Vedeți cum a prigonit Pavel biserica. Spune că avea scrisori să ia bărbați și femei, să-i ducă să fie arestați, legați și chiar omorâți. În momentul când Ștefan, martirul, era omorât cu pietre, cine a păzit hainele celor ce-l omorau? Pavel, care era numit atunci Saul. Ei, dragii mei, observați că omul acesta a fost motorul, catalizatorul care a dat, dacă vreți, naștere acestei prigoane. El s-a dus și a căutat scrisori, el a vrut să meargă să prigonească pe oameni. Și acum eu vă întreb, care din noi am crede logică, face sens că acest om să fie dispus el să devină acum cel care să fie persecutat? Să schimbe locul cu cei care au bătaie. Pentru ce, Pavele? Nici dacă îi dea $1,000,000 în vremea aceea, nu făcea sens să fii tu omorât cu pietre. Dă-mi banii să mă duc în viața mea. Nu să mor pentru Hristos. Hristos e mort, nu-i viu. Dar Pavel spune, eu l-am văzut pe Hristosul cel înviat. Pentru păcatele mele, Hristos a murit, a fost îngropat, a înviat din morți. Evanghelia aceasta s-a cristalizat în viața mea și mi-a schimbat complet identitatea. Și Pavel spune, din prigonitorul bisericii, am devenit cel care am lucrat cel mai mult pentru Dumnezeu. Cea mai mare parte în Noului Testament este scrisă de Apostolul Pavel.
Dragii mei, un om care, în comparație cu noi toți afară de Hristos, a spune că a fost cel mai mare om al lui Dumnezeu. Și omul acesta spune, harul lui Dumnezeu a făcut această schimbare în mine și n-a fost zadarnic. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Evanghelia are un impact profund în viața oamenilor. Evanghelia te schimbă, Evanghelia distruge din tine tot ceea ce este carnal, ceea ce este păcătos, diavolesc și te naște din nou pentru Dumnezeu. Asta face Evanghelia. Noi nu aducem oameni în biserică, îi legăm cu funii, încorsetăm și spunem, acum neamă, supuneți-vă regulilor. Nu-i voie să bei, nu-i voie să fumezi, nu-i voie să, nu-i voie să, nu-i voie să. Și dacă veți face ca o corvoadă acestea toate, Doamne ajută că o merge în rai. Asta nu-i mântuire, dragii mei, asta e sclavagie. Dumnezeu ne-a născut din nou și impactul Evangheliei este că atunci când se materializează noi, pierde viața veche și intrăm în viață nouă cu Dumnezeu. Eu nu fumez că nu-mi dă voie biserica, mi scârbă de păcatul ăsta, eu nu beau că n-am voie, eu nu beau că nu vreau așa ceva, eu nu jur că n-am voie, nu jur că nu-i în mine, în mine Iisus Hristos Domnul, în mine e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt mă împinge de la păcat și mă duce către Dumnezeu. Asta înseamnă să fii mântuit. Știți ce putere are Evanghelia, dragii mei? Evanghelia asta simplă, nu românească, nu cultură, nu denominație. Evanghelia asta simplă, Hristos a murit pentru tine. Știți ce putere are? Un om pe nume Nicky Cruz spunea mărturia lui. De fapt, cartea Crucea și Pugnalul, scrisă de David Wilkerson, se centrează în jurul acestui băiat care a fost mântuit de Dumnezeu. Un băiat care a crescut în Puerto Rico. Mama lui era o mamă violentă și abuzivă, l-a bătut în atâtea forme încât până la un moment dat nu mai simțea durerea, spunea. Mi-a spart capul, mi-a spart buzele, mi-a tăiat corpul. Am ajuns să nu mai simt durerea, ceva care nu conta pentru mine. Tata lui era un preot satanist. S-au făcut multe ritualuri asupra sufletului lui și îmi spunea el câte experiențe diavolești a avut în viața lui. La 15 ani a ajuns în New York. Atât de rău și de violent a fost băiatul acesta că a ajuns liderul unei găști așa de notorii încât și poliția se temea de numiți Mau Mau. Până și poliția se temea de oamenii aceștia. Omorau cu notorietate. Nu conta cine, bătrân, mic, copil, om, îi omorau. Dacă îi supărai, te omorau. Și băiatul acesta feroce, spunea el în mărturia lui, n-am cunoscut ce înseamnă dragostea. Trăiam cu o fată prostituată, cu multe fete am trezit, zicea el. Și în momentul când eram la o petrecere un pic mai îmbătat și eu și ea, ea mi-a spus, Nichi, te iubesc foarte mult. Am sărit să o bat, m-a oprit prietenii mei, a spus, în viața ta aceste cuvinte mie să nu mi le spui. Dragoste nu există. Tu să înțelegi că așa ceva nu există. Aici există numai relații, nevoi, nu există dragoste. Așa de infectat era în viața lui. La un moment dat, un om, zicea el, pe care nu dai doi bani, dacă Dumnezeu vrea să evangelizeze în New York, trimitea unul mai bun, dar o trimis pe Wilkinson. Și ăsta era de râs. Un om slab, atât de chicios, nici măcar nu avea curaj. Ăsta vine trimis de Dumnezeu să evangelizeze. Și într-o zi, zice el, vine în mijlocul iadului să pescuiască lângă iad. Și aici eram noi. Și el începe să plece pe stradă. Era undeva la 300 de oameni prezenți. M-am apropiat de el, l-am lovit, l-am scuipat, am început să strig la el. Și am spus, eu te-o mor, tu înțelegi asta, eu te-o mor. El a spus inițial că e frică. După care s-a uitat la mine și a spus așa, Nichi, să știi că Dumnezeu te iubește. Când am auzit cuvântul că mă iubește, am început să zbier la el. Eu te omor, eu te tai în bucăți. La care zice el atunci a primit cu adevărat curaj, a spus așa, omoară-mă. Omoară-mă dacă vrei, că de mă voi tăia în 1000 de bucăți, fiecare bucată va striga, Dumnezeu tot te iubește. Zicea el când am auzit că cineva spune să-l omor. Am omorât mulți oameni, zicea el. Niciodată mi-a spus un omoară-mă. Mi-a spus să nu-i omor, dar să ceară el să-l omor. M-am temut de omul ăsta, m-am oprit. Am plecat acasă 2 săptămâni, cuvântul ăla mi-a resonat în minte în continuu, Dumnezeu te iubește. Uram expresia aceasta, Dumnezeu te iubește. În final, într-o zi de evangelizare, într-un loc care a fost amenajat și luat pentru așa ceva, au venit gașca lor și altă gașcă. Și era planificat ca în timpul acelei evangelizări să fie un masacru acolo. Și zicea el, în timp ce predica Wilkerson, auzeam acele cuvinte că Dumnezeu te iubește. Așa m-a pătruns Evanghelia în inimă, încât în ziua aceea mi-a dat viața Domnului Iisus Hristos. Dintr-un om, dragii mei, care a fost un criminal notoriu, tată satanist, mamă abuzivă, care a trăit în droguri și pe stradă și în prostituție,
prostituție și în câte vrei și în crime câte vrei, omul ăsta a fost schimbat nu de acordeon, dragii mei, de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, că Evanghelia are putere, mărit să fie numele Domnului. Și acum te întreb, în viața ta Evanghelia a avut o astfel de putere? Sau te supui sub corvoada multe rânduieli și poveri, că în biserică nu-i voie, că în biserică noi nu avem voie, că la noi biserică așa, că la noi România așa e pocăința. Dragii mei, oare Evanghelia asta a avut un efect în viața ta? Apostolul Pavel spune, dragii mei, există o înviere a morților. Și dovada fundamentală este că Iisus Hristos a înviat din morți. Și dovada că a înviat din morții, că a fost văzut de mulți, dar mai mult, e că această Evanghelie profundă a învierii sale schimbă viața oamenilor. Și noi am fost schimbați de El, lăudați să fie numele. Și Pavel spune, astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa învățăm pe oameni, noi așa provăduim și voi așa ați crezut. Asta este Evanghelia, dragii mei. Nu naționalisme, nu regionalisme, nu cultura noastră, nu denominația noastră. Asta este Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia universală, care din polul nord până în polul sud, până în ziua de azi, încă salvează suflete, lăudat să fie numele Domnului. Asta este Evanghelia. Și în baza acestei Evanghelii, noi avem credința că într-o zi vom învia din morți. Se pune o întrebare, cum? Când? În ce fel? Oare chiar înviază morții? În următoarele joi vom învăța și vom vedea, de fapt că da, vom învia și noi în baza acestui argument. Și nu uităm că argumentul de bază este Hristos a înviat din morți. Și Hristosul acesta a înviat este noi, nădejdea slavei. Amin.